Mesajele pe care îi le trimite Iisus unei mari actrițe. Dragăuteanu Matei are vise premonitorii. Ce îi spune Dumnezeu noaptea se întâmplă în viața reală. Cu mai multe detalii vine însă colega mea Mirela Baltă. Mirela, bun găsit! Bun găsit, Laura. Celebra actriță Dragăuteanu Matei susține că a avut mai multe vise premonitorii care au marcat atât viața personală cât și cariera. Vedeta spune că la începutul carierei sale Iisus i-a apărut în vis. Ea a declarat: Ștefan Bănică, plecat într-un turneu în Israel, și a jucat atât de bine că i s-a propus să mai vină. I s-a cerut să formeze o trupă. Dar îmi doream să fac și eu parte din ea. Cu o lună înainte de a mi se îndeplini visul, am visat că eram în Sahara. Am visat niște dune, un cer albastru și cald și pustiu. Și Iisus Hristos, îmbrăcat într-o cămașă de in, cu pletele pe care le știm, cu mir, mă ducea în brațe. Din mijlocul nisipului s-a urcat o scară de fier în spirală pe o platformă care ducea direct în cer. M-a lăsat acolo, s-a deschis o ușă și a intrat Iisus. Am vrut să intru și eu. Mi-a pus mâna așa și mi-a spus: Tu rămâi aici, mai ai treabă. Apoi, după o vreme, m-a sunat Coca Alexandrescu să-mi spună că am fost distribuită. Însă acesta nu a fost singurul vis premonitoriu al actriței. În urmă cu ceva timp, când soțul vedetei era grav bolnav, actrița l-a visat pe Amza Pelea îmbrăcat într-un costum de cowboy, care a spus să nu mai plângă, deoarece lacrimile sale sunt în zadar. Iar acesta s-a vindecat după acest episod. Ba mai mult, Dragăuteanu Matei a suferit un șoc atunci când l-a visat pe Toma Caragiu că o sărută pe obraz. La scurt timp, mama actriței s-a stins din viață. Laura? Mirela, mulțumesc!